Мене слобозяння у Дженю, компанія Віложанню, пункт Вензаря, Репараря, 4 біциклетіва. Am învățat util chiar cum am plecat acasă, am implementat sunetele, am schimbat apelurile de intrare, de ieșire, am modificat un pic la site, am prelucrat câteva oferte ce am oferit pentru clienți, am început să selectăm într-un fel clienții, să-i înțelegem dorințele lor, să-i ascultăm ceea ce au nevoie ei, mai mult lucrăm la partea de ce au nevoie ei, ca să le oferim cea mai utilă variantă pentru ei, dar nu ceea ce noi ne-am dorit. Practic am devenit medici în sfera care noi suntem, ascultăm, oferim, facem diagnoza, tratamentul, după care medicul și pacientul sunt satisfăcuți de tot procesul. Dar s-a schimbat mult atitudinea vânzătorilor și a clienților. Mai prietenos, mult mai aproape de ceea ce ne-am dorit noi și ceea ce am creat din start. Cu timpul am pierdut un pic unda pe care am început. Dar cursul ne-a ajutat ca să fim pe undă și ca să ne dezvoltăm câte un pic corect să mergem înainte. Celor care fac vânzări le-aș recomanda permanent să fie în căutarea noilor cunoștințe, permanent să se dezvolte, să citească o carte, să meargă la un curs, la un training, permanent să fie în dezvoltare și să devină un specialist bun în ceea ce face, nu pur și simplu un simplu vânzător, dar un adevărat specialist.